Această carte conține o cantitate de energie echivalentă cu zeci de milioane de miliarde de juli, suficientă pentru economia mondială timp de aproape un sfert de oră. Dacă aș vinde energia asta, aș câștiga aproape un miliard de euro. Aș fi bogat. De unde știu câtă energie este? Așa ne spune celebra ecuația lui Einstein, E este egal cu mc pătrat. Hai să vorbim despre ce înseamnă această formulă celebră, cum a fost verificată și care sunt aplicațiile. Puneți-vă centurile de siguranță pentru că veți vedea și niște formule. Maestre Banda. Multe descoperiri în fizică s-au făcut de pe scaun. Este fascinant cum, gândind și gândind bine, fizicienii au ajuns la niște concluzii pe care apoi experimentul doar le-a validat. Un astfel de exemplu este variația masei cu viteza. Faptul că masa inerțială a unui corp crește odată cu viteza sa. De fapt, într-un alt video am folosit această dependență pentru a arăta de ce corpurile nu pot accelera până la viteza luminii. Am văzut că, pe măsură ce viteza unui corp se apropie de viteza luminii, masa lui tinde la infinit, devenind imposibil să accelerăm corpul peste viteza luminii. Dar de unde vine această dependență? Einstein a intuit-o din formulele sale pentru structura spațiu-timpului. Fără a intra în detalii, care se găsesc în cartea Fizica Povestită, vreau să vă prezint ideea de bază. Iată aici cum se scrie un vector în spațiu-timp. Vedeți aici cele patru coordonate. CT, T este timpul, C este viteza luminii, și pozițiile X, Y și Z. Este un vector 4-dimensional, practic o generalizare a vectorului de poziție 3-dimensional. Variația unui vector de poziție în timp definește un vector de viteză. Einstein a generalizat atunci viteza obișnuită, 3-dimensională, la un vector de viteză în spațiu-timp, 4-dimensional, pentru un ceas care se mișcă pe o linie de univers. Aici este rezultatul. Vedeți că vectorul de poziție, 4-dimensional acum, este derivat nu la timpul t, ci la timpul propriu al ceasului tau, care este legat de timpul t prin factorul gamma dat de dilatarea timpului. De ce? Pentru că timpul propriu tau este fizic, se vede pe ecran, timpul trecut, și de aceea nu depinde de sistemul de referință inerțial. Spunem că este relativistic invariant. Mărimea 4-dimensională care se obține și pe care o vedem aici, își va păstra atunci caracteristicile unui vector 4-dimensional. În formula de aici am înmulțit și sus și jos cu dt, în așa fel încât să rămână în partea dreaptă vitezele vx, vy și vz, cum le cunoaștem noi în mod obișnuit din spațiul 3-dimensional. Vedem că iese în față factorul gamma. În final, aici ne-a mai mulțit mărimea de sus cu masa de repaus m0 a ceasului, care este tot o mărime relativistic invariantă, adică este aceeași în orice sistem de referință inerțial. Să privim cu atenție rezultatul. Vedem aici că apare m în loc de m0, m fiind m0 înmulțit cu gamma. Mărimea m poartă denumirea de masă relativistă a corpului, pentru că depinde de viteză, prin intermediul lui gamma. Ce ne spune atunci această relație? În primul rând că impulsul particulei a devenit m ori v și nu m0 ori v. Cu alte cuvinte, m își îndreptățește numele de masă relativistă. Masa m a unui corp, adică masa relativistă, va varia atunci cu viteza, conform acestei relații. Iată prima predicție a lui Einstein. Privind din nou rezultatul, la primul termen mai vedem o mărime, mc pătrat, care are dimensiunea unei energii. Este a doua predicție. Ce este acest termen mc pătrat care are unitatea unei energii? Iată ce s-a întrebat Einstein. Pentru a răspunde, să ne întoarcem la masa relativistă. Chiar variază masa m a unui corp cu viteza sa după formula asta? Mai ales că, după cum se vede din formulă, masa electronului trebuie să tindă la infinit, când viteza sa se apropie de cea a luminii. Răspunsul este pozitiv, iar aici este rezultatul unei măsurători făcute de fizicianul Alfred Bückerer în anul 1908 pentru mișcarea unui electron. Pe axa orizontală este viteza, pe cea verticală, masă. Vedem cum, într-adevăr, masa electronului crește cu viteza, când viteza sa se apropie de cea a luminii. Acum vedem efectiv de ce un electron sau altă particulă cu masa de repaus nenulă nu poate atinge viteza luminii. Masa sa devine infinită. Asta, oricât de tare împingem de electron. De fapt, cu cât pompăm mai multă energie pentru a crește viteza electronului, cu atât mai mult va crește masa sa și va fi apoi mai greu de accelerat. Asta pentru că accelerația corpului, ne aducem aminte de la Newton, este raportul dintre forță și masă.
Dacă masa se apropie de infinit, raportul devine zero. Deci accelerația va rămâne aproape zero, oricât de mare este forța folosită, adică nu mai accelerează. Se pune atunci întrebarea, dacă corpul aproape că nu mai accelerează, unde se duce toată acea energie folosită pentru a-l împinge? În teoria relativității, se poate face un calcul pentru energia delta E pompată unui corp pentru a-l aduce la o viteză anume, din poziția sa de repaus. Pentru asta, mai întâi se calculează dm, adică cu cât crește masa relativistă m atunci când viteza crește cu dv. Acesta este rezultatul. Apoi se folosește relația precedentă pentru a calcula lucrul mecanic L efectuat de forță pe o distanță delta x, adică energia consumată. După cum se vede, se obține un rezultat remarcabil. Variația energiei pompate delta E este proporțională cu variația în masă delta M, constanta de proporționalitate fiind viteza luminii C la pătrat. Privind această formă, printre alte ecuații, Einstein a avut o sugestie genială. Astfel a spus el, ce ar fi să presupunem că toată energia ce a fost vreodată pompată în corp se găsește în masa relativistă acestuia conform relației de aici. Practic, s-a renunțat la delta care apărea în relația precedentă. Relația aceasta dintre energia unui corp și masa sa relativistă are sens. Am văzut că ea se găsea și în vectorul 4-dimensional al vitezei în spațiu-timp. Iată deci interpretarea celebrei ecuației a lui Einstein E egal cu mc pătrat. Masa inerțială m a unui corp ne spune, conform supoziției lui Einstein, câtă energie a fost pompată vreodată în acel corp. Ea este și toată energia pe care o putem extrage din acel corp, așa cum vom vedea în episodul următor. Este interesant cum, la viteze mici, se arată că energia mc pătrat este de fapt o sumă dintre energia de repaus m0c pătrat și energia cinetică m0v pătrat împărțit la 2. Cu alte cuvinte, energia cinetică este locul unde energia a fost pompată atunci când corpul a fost accelerat. Relația lui Einstein poartă numele de principiul echivalenței între masă și energie. Cuvântul echivalent e foarte periculos în fizică. Când două lucruri sunt echivalente matematic, așa cum este cazul aici, asta înseamnă că interpretarea lor fizică este aceeași. Simplu spus, înseamnă că masa este același lucru cu energia. Tot important de menționat este că vorbim despre masă inerțială, nu cea gravitațională. Adică vorbim despre masă în kilograme măsurată ca rezistență la încercarea de schimbare a vitezei corpului. Aceasta este definiția inerției. Când un corp are inerție mare, el este greu de oprit, adică este greu să îi schimbi viteza. Nu vorbim aici despre masa gravitațională, deci despre capacitatea unor corpuri de a se atrage gravitațional unele pe celelalte. Interesant este că o aproximație a ecuației lui Einstein se poate obține și în cazul clasic. Hai să vă arăt un calcul pe care l-am reprodus și eu în fizica povestită și care mă fascinează de fiecare dată. Uite, să luăm un electron. El are sarcină electrică, deci câmp electric în jurul lui. Știm însă că orice câmp electromagnetic stochează energie în el, care este distribuită în spațiu, în funcție de valorile câmpului electric și magnetic. Cu cât valorile sunt mai mari, cu atât acolo se află mai multă energie. Cum câmpul electric este mare în apropierea sarcinii, nu e de mirare că acolo va fi stocată multă energie electromagnetică. Asta vedem în partea din stânga acestei figuri. Aici, în partea de sus, este și formula densității de energie a câmpului electromagnetic, care spune același lucru. Primul termen este energia electrică, iar cel de-al doilea, energia magnetică. Formula de jos, vectorul lui Poynting, este și mai frumoasă. Ea ne spune că energia câmpului electromagnetic nu stă pe loc, ea curge în spațiu în direcția dată de produsul vectorial dintre câmpul electric și cel magnetic. Asta este extrem de util când electronul se mișcă, așa cum se vede în această figură. Vedeți aici o sarcină electrică pozitivă în mișcare de la stânga la dreapta. Am desenat în figură și câmpul electric și cel magnetic. Vectorul lui Poynting S, cel care ne spune cum curge energia câmpului electromagnetic, este orientat în dreapta, după cum se mișcă sarcina electrică. Logic, în mișcarea sa, energia câmpului electromagnetic urmărește mișcarea sarcinii electrice, în așa fel încât energia câmpului electromagnetic să fie mereu mare în apropierea electronului. Situația unui electron în mișcare este atunci cea de aici. În stânga, electronul stă pe loc. Câmpul electromagnetic are energie în jurul lui. În dreapta, electronul se mișcă. Câmpul electromagnetic își redistribuie energia
în așa fel încât să urmărească mișcarea electronului. Mai mult însă, câmpul electromagnetic se modifică, apare de exemplu și câmp magnetic adițional. După cum ne sugerează figura și cum arată și calculele, atunci când electronul este în mișcare, câmpul electromagnetic stochează mai multă energie. De aceea, când punem în mișcare electronul, trebuie să pompăm energie suplimentară în câmpul electromagnetic. Împingând electronul, vom avea senzația că este mai greu, ca și cum electronul ar avea o masă inerțială mai mare, cu o componentă care se numește masă electromagnetică și care se datorează în exclusivitate câmpului electromagnetic. Cum vă spuneam, am acest calcul în fizica povestită. Aici este figura pe care am folosit-o la calculul energiei câmpului electromagnetic al unui electron în mișcare. Am folosit un model în care sarcina electrică a electronului este distribuită uniform pe suprafața unei sfere. Calculul, care nu e greu, e de liceu, integrează energia stocată în jurul unei sarcini electrice în mișcare cu viteze nerelativiste, partea de sus, și energia stocată în câmpul magnetic, partea de jos. Rezultatul calculului este aici. În stânga este toată energia stocată în câmpul electromagnetic a sarcinii în mișcare. În dreapta este valoarea calculată pentru ceea ce poartă numele de masa a câmpului electromagnetic. Ce vedem în formulă? În partea din stânga vedem cum câmpul electromagnetic are o energie care nu depinde de viteza electronului, într-o formulă foarte asemănătoare cu cea a lui Einstein. Diferența este doar factorul 3 pe 4. În partea din dreapta apare un termen care este asemănător cu energia cinetică, pentru că depinde de pătratul vitezei electronului. Faptul că un simplu calcul clasic se apropie așa de mult de cel relativist nu trebuie să ne mire. Relativitatea e în toate, iar consistența matematicii ne asigură că vom găsi indicii ale teoriei relativității în locurile cele mai neobișnuite, așa cum este energia cinetică a electronului sau energia câmpului său electromagnetic. În plus, nu ne așteptăm să fie obținut un rezultat exact. Modelul nu ia în calcul energiile care apar între sarcinile distribuite pe suprafața sferei. E doar un model. Dar rezultatul ne spune că îi putem asocia unui câmp electromagnetic o masă, o energie de repaus și chiar o energie cinetică. Observația este crucială pentru că atunci când împingem un electron și îi măsurăm masa, înseamnă că de fapt măsurăm și masa câmpului său electromagnetic. Practic, niciodată nu putem spune cât este masa electronului singur și masa câmpului electromagnetic. Mereu le măsurăm pe amândouă la un loc, pentru că nu le putem separa, așa cum am făcut de exemplu cu un melc și cochilia sa. Aceasta rămâne o problemă fundamentală și în teoriile cuantice de câmp, acolo unde contribuția câmpului electromagnetic se ia în calcul încă de la început în masa electronului, dar că un calcul precis depinde mereu de modelul folosit, ca în cazul nostru. Cum putem înțelege ecuația lui Einstein? Uite un exemplu. În procesul de fuziune, atunci când două componente se leagă una de cealaltă, se emite energie. Putem vizualiza aceasta privind doi magneți care se atrag. Atunci când se apropie, le crește energia cinetică și când se ciocnesc, energia cinetică este transformată în energie termică, care apoi se disipă. Cu alte cuvinte, la final, componentele legate vor avea energie mai mică, pentru că au pierdut o parte din energie. Energia însă este proporțională cu masa, ne spune Einstein. Reiese de aici că atunci când mai multe componente se unesc, ele vor avea numai energie, dar și o masă totală mai mică decât suma componentelor. Să luăm cazul unui nucleu compus din proton și neutron care au fuzionat împreună în acel nucleu. Relația precedentă ne spune atunci că masa nucleului trebuie să fie mai mică decât suma maselor protonilor și neutronilor care compun. Dacă aceștia ar fi cântăriți separat, pentru că protonii și neutronii au pierdut energie atunci când au fuzionat în nucleu. O primă verificare experimentală directă a acestui fenomen a venit în anul 1932, când fizicienii John Cockcroft și Ernst Walton, laureați ai premiului Nobel în 1951, au reușit să arate că masa nucleului de litiu este într-adevăr mai mică decât suma maselor protonilor și neutronilor care îl compun. Cu toate acestea, ei nu au putut măsura energia pierdută în cursul formării nucleului, pe care ar fi trebuit să o compare cu diferența de masă. Abia în ultimele decenii au fost posibile astfel de experimente în care energia pierdută a fost măsurată din radiația emisă în urma procesului de formare și a fost apoi comparată cu diferența de masă folosind ecuația lui Einstein. Cele mai bune experimente sugerează un acord cu formula lui Einstein de ordinul la 99,9999%. Între timp, echivalența dintre energie și masă și-a găsit aplicații directe,
Unele utile, reactoarele nucleare, altele înspăimântătoare, bomba atomică. Nu-i de mirare dacă ne gândim că într-un singur kilogram se află întreaga energie necesară omenirii pentru mai mult de o oră. Despre câtă energie este însă în materie și mai ales cum se poate scoate, fără a face apel la antimaterie, vom vorbi data viitoare. Până atunci, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Așa cum am spus, membrii canalului pot vedea videouri fără reclame. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!